Președintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso, a prezentat în fața Parlamentului European orientările politice ale noii Comisii Europene, a prezentat o viziune asupra Uniunii Europene în 2020 și, în sfârșit, a propus noua Comisie, componenta noii Comisii. Rămâne ca Parlamentul European să valideze noua Comisie pentru un mandat de 5 ani. Pe plan național, n-a trecut nicio săptămână de când am avut alegerile de președinție. Așteptăm să se formeze guvernul. Avem multe și nenumărate așteptări de la guvern, inclusiv o viziune asupra României anului 2020. I-am invitat astăzi să ne vorbească despre felul în care vor arăta Uniunea Europeană și România, în special, în anul 2020. I-am invitat pe, de fapt, gazda noastră este domnul Nicolae Sidu, care, vedeți dumneavoastră, din cauza cetii, încă n-a aterizat, dar îl așteptăm. Știm că este în avion. Știm că se apropie de Cluj. Doamna Lucinia Bal, care este șeful biroului de informare al Parlamentului European. Domnul Vasile Pușcaș, domnul profesor Vasile Pușcaș, partenerul și prietenul nostru de atâția și atâția ani, și pe domnul prorector al Universității Babeș-Bolyai, domnul Toader Nicoară. O să-i dau cuvântul acum doamnei Lucinia Bal. Doamna Bal.